Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Înainte de a începe acest episod, cred că v-a plăcut acel episod când o să apară update-ul nou de Paladins. Eu uite că o să mai apară încă un update nou de Paladins și în update-ul ăsta o să fie ceva mai scurt și o să vă arăt ce o să apară. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vă place ce fac și hai să trecem la treabă. Știți despre cine este vorba? Despre Khan, omul nostru cu multă mândrie și înțelepciune, care se mai ceartă cu Genos și toate felurile astea, dar să lăsăm pe deoparte și să trecem mai departe. Vreți să vedeți un monstruos care n-are tricou pe el? Uite că există Bomb King, este atrăgătorul fetelor în care are bombele ciudate, adică sunt niște fete și n-am nimic de zis după părerea mea. Vreți să apară și o fată ca la carnaval? Uite că există și această posibilitate în Paladins. Ying, care nu prea îmi place de ea și e foarte proastă și nu știu deloc să joc cu ea, dar na, acest skin mă face îndrăgit și sunt fericit că o să se bage acest skin foarte tare. Și hai să trecem mai departe. Am vești bune și vești proaste, să vă zic pe aia bună. Vestea bună e când îți lipsește ceva, de exemplu un cap și ai corpul. Uite că în acest update poate să-l ia cu totul și na, l-am în sfârșit pe Bomb King și sunt atât de fericit, dar mă pasionează că s-a băgat în sfârșit ăsta, costumul lui Bomb King, ăla care atrage fetele, dar e pentru prima oară pentru calculator și după pentru PlayStation. Și na, n-am nimic de zis. Și ăsta a fost tot update-ul de pe Paladins când o să apară. Dacă vrei să mai aflați despre personaje sau skin-uri pe Paladins, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vă place ce fac și o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!